După o perioadă în care mare parte dintre absolvenții clasei a 12 au fost în vacanță, cei care nu au susținut ori nu au fost declarați admiși în urma susținerii examenului de bacalaureată din prima sesiune a acestui an, se pregătesc pentru sesiunea de toamnă. Astfel, miercuri 16 august, absolvenții de liceu vor susține proba scrisă la limba și literatura română. La fel ca în prima sesiune, toate lucrările de la un examen național vor fi evaluate digitalizat. Săptămâna trecută a avut loc echivalarea probelor de competențe cu mediile din liceu la limba română, limbi străine și tehnologia informației la examenul național de bacalaureat 2023 pentru sesiunea august-septembrie. Joi 17 august va fi organizată proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Proba la alegerea profilului și specializării este programată pentru data de 18 august, iar proba la limba maternă pe 21 august. Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 august, conform calendarului, până la ora 12, iar în perioada 26-28 august vor fi soluționate posibilele contestații, iar în 29 august vor fi afișate rezultatele finale.